Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de GTA 5. Vă uși de voi, dar acum, chiar că sunt cu moral la pământ, că azi e duminică și mâine începe școala, s-a dus dracu vacanța asta. Nu știu, nu prea am făcut mai nimic toată vara. Bine, în afară de canal, pe canal chiar m-am descurcat foarte bine, dar am treabă cu motocicleta, nu. Stai, mișta că intru aici, ce mi-arată că e mașina. Așa, misiune cu mașina sau ce? Păi am vreo misiune cu asta sau... Nu așa. Așa era mapa. Nu, vă cam cu ăsta la altul, cu... Stai mă, nu așa. Așa. Ia dă-nu coace pe Michael, că văd că cu Franklin nu mai avem treabă. Sunt curios unde-l găsim pe Michael. În fine. Deci acum e duminică, ultima zi de vacanță. Bă, pe YouTube m-am descurcat bine, adică în vara asta, în 3 luni, mi-am dublat numărul de abonați, că aveam, nu știu, 5500, cred, și 5600 aproape când am luat vacanță. Și acum suntem 10.000, deci aproape mi-am dublat. Da, bine, hai să zicem că na. Vară calendaristică, adică de cât a început luna iunie și nu vacanța de vară, vacanța școlară, da, mi-am dublat numărul de abonați. Pe YouTube nu regret nimic ce am făcut, mi-am luat acum și în vreo 2 săptămâni până să înceapă școala mea, m-am gradat și OBC-ul, dar e ok. Și la cine am misiune la casa asta aici? În fine. Hai să... ce pizdos arată cu ochelarii ăștia de soare. Bă, dai transpirat pe spate sau ce e mai negru aici? O fi transpirat de la scaun, habar n-am. Hai să vedem ce treabă avem aici. Ok, batem la ușă. Camera de supraveghere. Hai că a fost mișto. Ce avem noi aici? Ia, din nou wallpaper din Windows Vista. Nu poți dau skip? Așa. Ok, văd că am luat un go to suburban store in Vinewood. Ok, văd că ne-a dat și un rucsac. Nu mai pot să fug? Ba pot. Ok, hai da urcă în bolidul ăsta ce-ar trebui să fie. Ia mă, am unde să întorc. Hai că întorc aici. Așa, bun. Du-te, du-te. Da, hai că tot încerc să-mi închei ideea. Și am observat un lucru. Bă, eu unul, dacă sunt întrerupt pe moment ceva, uite ce vreau să zic și merg mai departe cu firul narrativ, gen, nu știu, nu cu firul narrativ, că nu mai povestesc nimic. Gen, în alte zile tot așa, pățeau o situație de gen, urma un cutscene din ăsta și uitam ce voiam să zic. Și, până la urmă, ziceam de joc ceva, ce venea în minte pe moment. În fine, da, deci, la capitolul YouTube, foarte bine, mi-am dublat număr de abonați, asta am zis. Dar gen, să mai fi făcut ceva pe lângă YouTube, adică, gen, să fiu fost și eu undeva să mă distrez, ceva pentru... Să am la propriu o vacanță. N-am avut, adică totuși am stat pe canalul cam toată vara. 2 zile, 3 când au fost căldurile la mari, n-am stat pe calculator, că efectiv era prea cald. Nu puteam să fac live-uri, nu puteam să filmez, nimic. Asta e, nu puneam nimic în zilele alea. Eventual, aveam eu o piscină de aia pentru copii și mă umflam eu și puneam apă în ea. Și mă părăceam, hai că plecă să-i aruncă-ți ucigașul ăsta în fața mașinii. Da, și când era vara aia acolo, toridă, îmi puneam un curte piscina pentru copii și mă bălăceam în ea. Bă, era bună, apa se încălzea repede. Adică bine, nu mă refer să fac, să mă bălcesc în apă caldă fierbinte. Mă refer să fie așa mai plăcut de la temperatura corpului. Mă tot pe ăsta cum bagă. Hău tipul ăia doi. Și unde am treabă? Aici, la suburban. Ok. Am parcat ca dracu, ca de fiecare dată. Ok, să ne ce treabă avem aici. Da, și în rest vreo altă zi în care să stau efectiv, să mă relaxez, nu prea am avut. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old. Bine, scurs ce urmează aici. Și trebuie să mă îmbrac? Ia,
Neapărat o vestă de-asta? Bă, dar scadră cu rohanile astea. Dar s-a celeași, nu? Hai cu asta atunci, da. Autosave ies așa. I think that might just work. Sau putem să-mi iau... Bye now. Da, de fapt, hai să mai schimb și oanele, nu mai pot? Nu mai pot? Trebuia doar o anumită haină să-mi iau, serios? Aaa, și o jachetă de aici nu mai pot să-mi iau acum. Văzusem eu că sunt două puncte din alea. Tu mă, am crezut că erau oameni acolo, cum stăteau așa. În fine. Bă, dacă am mare ușa asta, totuși. Trebuie mea unui corp, eu, în fine. Unde e mașina? Păi tu aici. Da, i-am găsit cea mai faină haine. Haină. Am văzut că și eu sunt un foarte bun designer de modă, adică eu sunt genul ăla de un care spun te îmbrăca cu asta că nu se sortează cu aia cromatică, nu știu ce, perioada timpului, forma pe care o au norii de afară și după aia din aer nu se sortează cu ce te îmbrăca, da, fii din ala să ceva de genul, ți-e frig? Nu. E mutară, hai, dar nu. Poartă-o cu aia, cam așa. N-am chestit pe asta. Da. Uneori, nu mai știu. Trebuia să se ducă parcă cu a gagică mea până în mall cu a ei și mă întreba până cu ce să mă îmbra, nu știu ce. Și eram ceva gen cu haine, nu aș fi, nu te, aș fi zis să te dute, dute în costumul Evei, dar după aia tăbărau toți vasulienii pe ea. Nu e din vasulie, dar înțelegeți ideea. Tăbărau toți meltenii, cum mai ziceam de Cosmin. Nu știu. Deci la capitolul gen cum să mă îmbrac, cum să mă tunți, gen să mă întrebe care vă ceva de genul cum să te tunți, bă, să-ți placă ție, cum să te îmbraci, bă, să nu-ți fie frig, adică ceva de genul. La asta chiar nu mă prind. Go. A, sus. Ok, să urcăm aici. Deci trebuie să luăm un interviu pe ceva. Life. Invader. Ok. Life, nu live. Life, așa. Hey. Hey. În fine. Follow the programmer. Să lucrăm ceva cu IT, să înțeleg. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boy is back. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Și ai cu first person, nu. Picioarele mi le văd. N-am mă când văd picioarele. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Time to duck around. Really? The brief was for Life Invader. Keep calm and carry on sharing. Here you go. If you guys let me use the OS I requested. Oh, you've been added on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bit me on the ass. Cred că o să acopăr. Not safe for work, huh? Când am de gând să-mi iau... My son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. See what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Might be why I get all these migraines. Seriously, it might be why. This place is fueled by Java, bro. And we scan. There it goes. You want a massage? Cause my hands are free. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? În fine, bun, deci le-am devirusat ăstora calculatoarele că aveau o grămadă de buleală pe acolo. Sper să nu primești ceva strike din nou pentru... Dă-mi monitor de la vechea. Aici ce avem? Nimă un telefon șmecher. Nice. Nice.
A trebuit să fac eu ca ăla. Nu mai mi-este în cap faza. Exit the building. A, deci am pus cumva o bombă sau ceva acolo, cine știe. Bă, dar nu mai mi-este în cap. Tipul ăla care face... Nice. Nu știu dacă îl știți. Ok, cobor pe scări, nu pe scări. A, pe aici se iese, ok. Dar nu știu ce neaba am pus acolo. O fi bombă, nu o fi bombă, bă, nu. Ok, cred că tipul ăla e gay. Sau doar e hipster, în fine. Da, deci... Nu știu, cred că o să încerc să acopăr din imaginea de acolo, că prea multe de alea au apărut și tarme că primesc iarăși mare strike. Ne-am primit că m-am dus în... Și nu pe aici am intrat eu. Mai contează. Trebuie să mă duc departe. Da, mașina... Pe unde dracului am pus? Hai să ocolesc clădirea, să găsesc unde am parcat-o. Nu, 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 pe partea asta altă înseamnă că e. Unde o fi pus eu mașina aia? Dracu, mai știi. Așa mi-am primit și strike, pe canalul secundar. Că l-am dus în strip club ăsta și, exact, direct țâțe. Hey, Michael, hold. Uite o mașina parcată acolo. Înseamnă că e parcare de asta pusă așa și eu, da, fulea am parcat. Uitați și văd cât am orașul aici în GTA 5 și ce puțină aglomerație. Și curești, vai și amar de capul nostru ce e acolo. Am rămas sechele de vara asta, nu am fost în București toată. Singurul lucru ce mi-a plăcut mie a fost că am intrat într-un de la Decathlon, dacă știți, de particole, sport, nu știu ce. Gândul, bă, să-mi iau Adidas și bă, nu știu ce. Bă, și văd acolo skateboarduri. Hai să mă sui pe unul. Mă pun pe el, să par rapid să-mi ca să-mi sparg botul. Simplu, efectiv, mi-a fugit pământul de sub picioare. Nu m-am dat în viața mea pe skateboard și da, s-a observat. Apoi văd pennyboard. Hai să mă dau pe pennyboard. Nici nu mi-a căpea piciorul acolo. A zis, ce drac mă chinui cu ăsta? Hai să bag mașina în garaj. Atât, ok. Ce dracului se uită? I'm watching Fame or Shame! The fucking tits! Give it up! Mine's on fire! Ok, să vedem. Wait for pull out the prototype phone and give him a call, ok. Has come a long way since we started it in my parents' pool. Weasel News. Today, bun, you're about to witness a new phase. Full on weapons grade red alert world domination. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. Ok, nu pot să mă schimb ceva până la scena respectivă, nu pot. Hai să aștept să vină momentul atunci. Hai, aduceți prototipul ăla. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness. Dar miroase ceva pe aici. Ce dracu, miroase ars de încărcător. Ok, hai să sunăm. Cum îl cheamă pe ăsta? Lester? Lester e ăsta. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home, and at the same time, you're docking with some kids at the public pool. Și cum îl sun? Doc, așa îl cheamă. We went to the guys at Fruit Computers, and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing. Dar n-am numărul lui Doc. Don't tell him. So we went and made it. Ce nume avea? Now you can dock your life invader to an iPhone phone or any other device. And it'll... Hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Așa, ăsta era.
Ăsta e noul... Ăsta e, cum se zice... Noul Galaxy Note 8 sau 7, care bubuia. Misiune făcută. Hai să mai facem una. Deși cam bar de calculator, în fine. Mai am vreuna? Michael can change, ok? Întrebare. Hai să-ți mai întind în casă. Last. That was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. În fine. Hai să mai facem o misiune. Sau mă fi dat cu Franklin? Hai, dă-mă la Franklin. Asta ce face naiba pe plajă? Parc, ce naiba o fi aici? Că vă multă verdeță. A, și-a luat iarbă, bun. Așa, direct. Nu pot să mă... Are you high? Hey, what's up with you? Hey! The shooting range is available at OK. Hai de ce misiune mai am și-o pe aici. Stai. Ah. Hello. Stai, pot să vorbesc cu oamenii? Hey, look, man. Look. You were like a Hi. Hello. Hello. What are you doing? Dude. Hey lady. Abana dacă nu chiar, ia, cu asta ne putem băga în seamă. Hey, hey. Ah. Hey, how you doing? Hi. Yo. Hey. Man, you suck. Honey boo, you look great. Punk. Keep it real, Holmes. Ne bagi în seamă? Motherfucker. Ia trecem cu a... Buoc! Așa. Ce misiune avem cu ăsta? Nu așa, mă, așa văd misiunile. Cine e mașina? Avem două așa. T? T de la ce-o fi? Nu zice? Tonia. Hai să ne ducem acasă. Hai să facem o misiune și cu Franklin. Să fim așa, să fie tot într-un echilibru, ca să zic așa. Bun, hai că le-am devirusat la calculatoare și le-am bubuit dita mai Galaxy Note în cap. Gata. Am idee de titlu. Clickbait. Sau mai bine să zic ceva că devirusesc calculatorul. Sau, nu știu, hai că mă gândesc un titlu ceva, nu chiar clickbait, mai atractiv, că dacă era clickbait ziceam cum am sinucis sau nu știu, chestii de genul. Sau cum am apucat de prostituat, nu știu, cam ăsta ar fi clickbait-ul. Ce face Ilias Vlogs, na? Act am una acasă să dea atrag. Ok, mau ce mușeam cu ăsta. Hai că cât de cât, am mai învățat și eu să conduc aici în GTA, mai sunt și eu mai atent aici la trafic, la astea, bla 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 bla. Ok, urcăm aici pe drum. Suspendată, autostrada suspendată, ce voiau să facă ăștia cumva în România. Aici autostrăzi normale n-avem, așa. Terist, nu știu cum se zice, ia, ce? Veriu se ved, mă doare în cur. Trebuie neapărat ăsta, ok, să facem eventul ăsta atunci. Poate ține mai puțin. Yeah, I'm starved. Let's get this over with. Ce treaba eu cu jandarmiște? Deci, when attack executive and damage center doors open, ok. Ce neaba, trebuie să trag nu ușile astea. În fine, hai să-i fugăresc pe ăștia atunci, să le iau banii. Da, nu știu ce căcat am. Dar îmi place că sunt niște oameni foarte buni aici. Ok, și pe ăștia mai văd, dracu-i mai vede.
Da, nu prea am înțeles prea bine, n-am fost deloc atent acolo la ce-mi zicea. Ceva, ușă pe acolo, ok, trag în ușa atunci sau trebuia să le deschid ușa. Morților, hai să-mi somn. Aia să scap de wanted, atunci e și bine ca paparazii. Bă, dar poliția de aici e cam ce rău de tot. Hai să încerc să mă bag așa pe străzile astea. De asta e, ce parte a orașului sunt? Da, mă, pe unde o fi Grove Street-ul? Cumva e pe aici? Undeva pe aici trebuie să fie Grove Street, nu? Nu știu pe unde. Zicea cineva că prin stânga jos. Hai, mai să o luăm înainte atunci. Mai explorăm zona, căutăm Grove Street-ul. Ce mișto tramvaiele astea. Sau trenul și-o trece. Ia, mașina e poliție fix în spatele meu. Frumos, n-am ce zice. Vine CFR-ul. Hai că îi lovește trenul. Ăla-i, mă. Na, era ți-ai treabă de polițiști. N-ai pe străzile astea. Rău famate să umblă. Măcar mai... Hai să mă duc pe strada asta și atunci. De tramvaiul. Ok, nu așa. Hai să mă duc așa atunci. Scap, la urmă de poliție, bișpel de event. Ați văzut? Trebuie să facă cături de-astea de eventuri. Nu mai pot să-mi fac misiunile ca un om liniștit ce sunt. Gata, am scăpat, bun. Încheiem, stai că vine așa. Bun. Încheiem aici atunci acest episod. Eu sper că va utilizezi cine stă MP5-ul. În fine, deci încheiem aici acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați cât un cap în gură. Butonul de mai jos, eu sper să nu ia foc calculatorul. Și cam atât. Ciao, les.